și iubiți frați și surori, împreună rugători. Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre pomenire un mare sfânt al vremurilor noastre, și anume Sfântul Ierarh Nectarie, taumaturgul, făcătorul de minuni, ale cărui moaște se găsesc în insula Etna, Grecia, aproape de Atena. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră deja cunoașteți detalii biografice ale acestui sfânt care se bucură de o cinstire, de o evlavie frumoasă printre creștinii noștri. Eu m-am gândit să mă opresc asupra biografiei spirituale, duhovnicești, a acestui sfânt pe care noi astăzi îl sărbătorim, îl prăznuim prin rugăciune și mai ales prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfântul Nectarie întrupează, întruchipează pe cel care a fost cu adevărat un om plin de smerenie și de foarte multă dragoste pentru poporul pe care el îl păstorea. În Evanghelia pe care tocmai ați auzit-o, care s-a citit, mi se vorbește acolo, Hristos ne spune ce înseamnă a fi un păstor bun, a fi un păstor pentru care turma, oile cele cuvântătoare, înseamnă viața, înseamnă totul. Mi se spune atât de sugestiv în Evanghelia sărbătorii de astăzi că păstorul cel bun este întotdeauna pregătit ca să-și dea viața pentru oile sale. Nu poți să-ți dai viața pentru oile pe care le păstorești dacă nu le cunoști. Și dacă nu cunoști oile pe care tu le păstorești ca păstor, înseamnă că nu le iubești. Prin urmare, a iubi pe cineva, a iubi turma pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție ca păstor, înseamnă, în primul rând, să le cunoști. În primul rând, să ai un contact direct, să ai o relație de proximitate, de apropiere cu fiecare dintre cei pe care Dumnezeu ți-a dăruit în grija ta, să ai grijă de sufletele lor, de mântuirea lor. Ori Sfântul Nectarie este cel așa care v-am spus, așa cum v-am spus, întruchipează modelul acesta frumos de păstor bun. De păstor care era în stare să-și dea inima pentru oile sale. Viața Sfântului Nectarie nu a fost una, dacă vreți, rectilinie, lineară. A fost multe sinusoide, foarte multe curve în viața lui. Foarte multe încercări, mai ales din partea celor sau a confraților lui de slujire. Și cu toate acestea, Sfântul Nectarie este cel care a suportat orice fel de calomnie, orice fel de nedreptate care i-a fost adresată. Într-o stare de smerenie de plină. Așa cum Hristos, pe cruce, fiind, aducându-i se foarte multe acuze nedrepte, vorbe disprețuitoare, priviri piesișe, Hristos pe cruce le spune celor care îl răstigneau, celor care nu au fost în stare să-i dea o brumă, o picătură de recunoștință pentru tot binele pe care le-a făcut. Pentru acești oameni, Hristos pe cruce s-a rugat spunând: iartă-le, Doamne, că ei nu știu ce fac. Să știți că n-a spus-o într-o formă așa de superioritate, sau cum de multe ori noi o zicem față de cineva când ne greșește, când cineva ne disprețuiește, o spunem câteodată de pe o poziție de superioritate. Iartă-l că nu știe ce face. Nu mai este o rugăciune. Asta este ca un fel de barjocură pe care tu i-o adresezi omului de lângă tine, care el
te disprețuiește și tu transformi o rugăciune pe care Dumnezeu a rostit-o într-un moment atât de minunat, de extraordinar pentru noi oamenii, când s-a răstignit, s-a jertfit pentru noi, El se roagă. Și rugăciunea aceasta, de multe ori noi, în viața de zi cu zi, o transformăm în ce? Ca într-o formă de dispreț. Iar că nu știi ce face. Ori Sfântul Nectarie, cel care l-a urmat pe Hristos, viața lui a fost viața de Hristos, așa cum este viața fiecărui sfânt. Să știți că a fi sfânt nu înseamnă ceva foarte special, ceva spectaculos. Nu. Înseamnă urmarea simplă, fără intermitențe, fără niciun fel de sincope, de pauză, urmarea deplină, totală a lui Hristos. Și să te identifici cu viața lui Hristos. Viața lui Hristos să devină viața ta. Așa cum s-a întâmplat în viața Sfântului Nectarie. Și v-am spus că, din biografia lui spirituală, cu foarte multe încercări, Sfântul Nectarie, pe lângă faptul că era un om foarte inteligent, un om foarte, foarte bun, avea foarte multă smerenie față de toți cei pe care, îi avea în grijă spre păstorire. Și smerenie, aici este lucrul cel mai greu. Și aici este adevărata probă pentru noi, episcopii, preoții, toți cei care suntem chemați să vă slujim. Adevărata smerenie este atunci când primești din partea celui de lângă tine, primești dispreț și batjocură și tu rămâi în stare de smerenie, cerându-Lui Dumnezeu să-ți dea putere ca să suporți nedreptatea pe care ai primit-o. Asta e cea mai frumoasă smerenie, dar și cea mai grea. Vedeți cât de repede ne pierdem cumpătul, ne pierdem echilibrul interior în momentul în care cineva ne jignește, în momentul în care cineva ne spune un cuvânt pe nedrept. Și știm că nu-L merită cât de repede ne tulburăm. Și aproape suntem în stare să nu mai vorbim cu omul acela. Am vrea să-L radiem din registrul existenței noastre. Să nu mai vedem niciodată. Vedeți cât de departe suntem de smerenia aceasta? Ori Sfântul Nectarie, în momentul în care a fost nevoit datorită Patriarhului Sofronie al Alexandriei, să plece din episcopia care a fost încredințată, Sfântul Nectarie s-a dus cu multă smerenie. Și s-a retras în Grecia, apoi în insula unde acum este o mănăstire foarte frumoasă și sunt adăpostite moaștele lui. A trăit într-o smerenie și o dragoste extraordinară, suportând nedreptatea oamenilor. Vedeți că noi ne supărăm și atunci când merităm ca cineva să ne tragă atenția, merităm ca cineva să ne spună că nu mergem pe calea cea bună, că suntem pe o cale rătăcită și ne pierdem. Și atunci ne supărăm. Cu atât mai mult când este vorba de o nedreptate. Sfântul Nectarie, cred că Dumnezeu i-a dăruit acest har extraordinar, pentru că El a suportat pricoana din partea fraților lui într-o slujire, a Patriarhului, care l-a alungat de acolo, din Alexandria. Din Alexandria și-a trebuit să ia calea în Grecie, Sfântul Nectarie. Și a dat foarte mult har. Când merităm ca Dumnezeu să ne pună la încercare și să ne îndreptăm fiecare dintre noi, atunci, dacă noi vom asuma tot păcatul pe care l-am săvârșit, toată murdăria pe care am adunat-o în sufletul nostru, dacă le vom asuma în pocăință, pentru că merităm să ne pocăim pentru păcatele pe care le-am săvârșit, ne vom mântui. Dacă vom protesta sau vom fi nemulțumiți pentru nedreptatea pe care o merităm datorită păcatelor noastre, atunci mântuirea, să știți că este foarte departe. Foarte departe. Ori Sfântul Nectarie, așa cum v-am spus, este cel care întrupiază smerenia și dragostea desăvârșită. Cât de frumos se spune în Evanghelie
că păstorul care este plătit nu-l doare inima de oile lui. Cu alte cuvinte, păstorul care se dovedește a fi un mercenar nu-l interesează sufletele și credința păstoriților săi. Nu-l doare inima. Nu-l doare inima de nimic. Și el este un mercenar de suflete. Este un cuvânt foarte dur, dar asta înseamnă. Și asta reiese din Evanghelia, din Evanghelia care s-a citit. Cât de frumos spune că păstorul bun este cel care își pune inima pentru oile lui. Își pune inima pentru oile lui. Și cunoaște, cunoaște glasul păstoriților. Păi ca să cunoști glasul celui pe care îl păstorești, ai nevoie de oarecare intimitate, apropiere. Vedeți, dacă cineva vă sună, un necunoscut, la telefon, nu știți cine este. Pentru că nu reușiți să vă familiarizați, să nu sunteți familiarizați cu timbrul acela vocal, vi se pare necunoscut. Și atunci veți spune că este un străin care va suna. Ori când te sună cineva pe care tu îl cunoști și ai oarecare familiaritate, ești familiarizat cu timbrul lui vocal, timbrul care și numai auzindu-l îți dă foarte multă liniște. Simți că e dragostea în timbrul acela pe care l-auzi de la capătul firului. Știi că îl cunoști, știi că face parte din viața ta, știi că este în inima ta, știi că este în sufletul tău. Ori așa ni se cer și nouă, celor care vă păstorim, celor care am primit această responsabilitate, cruce, de a vă păstori, să cunoaștem glasul celor pe care Dumnezeu ne-a încredințat. Cred că acest lucru îl învățăm fiecare dintre noi. Toți, foarte multă smerenie. Foarte multă smerenie. Și smerenia, să știți că cea mai grea este, știți când? Când ești nevoit să te smerești în fața celui mai mic decât tine din punct de vedere ierarhic. Că dacă este mai mare, te mai nevoiești și de formă, și din duplicitate, și din ipocrizie. Și transform câteodată smerenia aceea falsă într-un servilism. Transform într-o formă de lingușire față de cel care este mai mare decât tine. Ori tu, fiind mare, să te smerești în fața celui mai mic de lângă tine, asta înseamnă deja foarte mult. Sigur, așteptând situațiile în care cel mai mic decât tine profită și exploatează smerenia ta, atunci tu ai datoria, fiecare, și în familie, oriunde, ai datoria să pui în activare fermitatea. Pentru că celălalt nu învață din smerenia ta nimic. Va crede că tu ești un om pe care îl poți manipula foarte ușor. Și un părinte, un tată, o mamă, trebuie să se smerească, să aibă momente de smerenie în fața copiilor. Nu te poți comporta numai cu mândrie și cu superioritate. Că tu ești cel care l-ai dus în lume pe acel copil. Dacă el nu vede starea aceasta de smerenie din sufletul tău, din viața ta, nu-l vei câștiga niciodată. Va învăța și el, ca și copil, ca și prunc al tău, să fie un mândru, să fie un încăpățânat. Și unde-i mândrie, să știți că nu este dragoste. Nu este dragoste. Unde-i mândrie și încăpățânare. Dragostea vine numai acolo unde este smerenie. Unde este starea aceasta de condescendență, de aplecare față de nevoile celuilalt. Părintele care nu-i în stare să-și ierte copiii și să-și aducă aminte și el, ca mamă, ca tată, că și el a fost, poate, adolescent, ca adolescent, tot într-o asemenea rătăcire. Și dacă nu se smerește, spunându-și sieși, și eu m-am comportat ca și tine. Și eu am avut momentele de rătăcire și de pierzane ca și tine. Dar hai să-ți spun ce ai putea face ca să ieși din groapa asta. Pentru că dacă îi vei spune numai pe un, de pe un pont, de pe un plan, de pe o poziție de superioritate, nu îl vei câștiga. Când omul vede că intri în suferința lui, intri în durerea lui și simte că tu o împărtășești și o trăiești așa cum el o trăiește, deja l-ai ajutat să învieze. Deja l-ai ajutat să se ridice din groapa aceea,
din mocirul acela în care trăiește El. Ori Sfântul Nectarie, pe câți nu-i ajută, vedeți toți aleargă la moaștele Sfântului Nectarie, se duc acolo la mănăstirea, la mănăstirea Lui, sau în locurile unde sunt adăpostite moaștele. Sfântul Nectarie este cel care se coboară la suferința omului. Intră în durerea omului și și-o asumă. Asta înseamnă sfințenie. Așa cum Hristos a făcut cu fiecare dintre noi și a asumat suferința noastră, păcatele noastre. El, fără de păcat, vine și le-a asumat. Și unde le-a dus? Le-a topit păcatele acestea în jertfa dragostei Lui de pe cruce. Sfântul Nectarie să fie Cel care să ne îndemne, să ne impulsioneze, să ne inspire, să ne dea această stare de smerenie. De smerenie mai ales atunci când suntem nedreptățiți. Mai ales atunci când poate trebuie să suportăm ceva pe nedrept. Că dacă este pe drept, atunci să ne pocăim. Nu ne rămâne decât pocăința și starea de părere de rău și să-ți pui în cap cenușă, cum se spune. Când știi că tu ți-ai negrit sufletul datorită negrijei tale. Trebuie să-ți asumi starea de pocăință atunci când greșești. Nu ai o altă soluție decât numai să te pocăiești în fața lui Dumnezeu. Însă atunci când vine o nedreptate, vine un cuvânt, o calomnie, suport. O suporți. Pentru că este o pricină și este o sursă de foarte mult, foarte mult, foarte mult har. Domnul să ne ajute. Să ne binecuvânteze. Iertați-mă. Cred că acesta este însuși prea curată cu Tău și acesta este însuși cum sufletul Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-arde mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvânt sau cu lucru, cele cu știința și cu neștiința. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Cine-i Tale, cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu? Părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașul Tăi Tăi nevrat. Nici sărutare spre dacă ai iudat și că harmă, nu-i simție. Omenește-mă, Doamne, pe Părăția Ta. Nu spre judecat sau spre sândă să fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale Taine, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Iubiți credincioși, o să-L rog pe Părintele Vasile, ca de acum încolo, fiecare dată când vă împărtășiți, să rostim cu toți această rugăciune. Că nu e rugăciunea mea, eu m-am împărtășit deja. Eu vă ajut să o spun în numele dumneavoastră. Și poate că ar trebui să o spună mai cu seamă părinții ai căror copilaș vin să se împărtășească. Pentru că cei mici copilași, în comparație cu noi, sunt niște îngeri. Dar în comparație cu îngerii, nu sunt tocmai îngeri. Și numai o mamă știe cât de greu se pot crește copiii și câte momente de încăpățânare și de mândrie au ei. Chiar micuți fiind, puneți să-și ia iertare. Foarte greu vor face lucrul acesta. Orice altceva, numai să nu-și ceară iertare. Prin urmare, și cei mici au păcatele lor. Și trebuie să vă rugați dumneavoastră, părinții, când îi aduceți la împărtășit, ca Dumnezeu și pe ei să-i învrednicească, să se împărtășească. Pentru că, să știți că nimeni nu merită să se împărtășească. Nimeni. Începând cu mine și terminând cu ultimul credincios din biserica aceasta. Nu merităm, să știți. Dar cu toate acestea, noi cerem lui Dumnezeu, înainte de a ne împărtăși, cum îi spune? Învrednicește-ne Tu, Doamne. Tu să ne învrednicești. Noi nu suntem vrednici. Face ceea ce ne stă nouă în putință. Dar nu merităm. Cu adevărat. Și atât de important să spuneți rugăciunea aceasta cu toții. Și cei care nu vă împărtășiți. Că poate harul rugăciunii acestea intră în sufletul omului și va trezi dorul după împărtășanie. Să știți că adevărata cinstire a unui sfânt când venim la hram
este să ne pregătim, să ne spovedim și să ne împărtășim. Asta înseamnă. Asta înseamnă să vii la hramul unei biserici. Să te gândești de dinainte, de acasă. Eu astăzi vreau să mă întâlnesc cu Hristos, Cel în care lucrează Sfinții, Sfântul. În cazul nostru, Sfântul Nectar. De aceea propuneți-vă de acum încolo să vă împărtășiți de fiecare dată, la orice cram mergeți, să vă spovediți frumos, vă primeni în sufletul și să vă apropiați de Hristos. Pentru că o biserică vie, să știți că nu este cea în care noi vedem câți credincioși sunt, sau în funcție de numărul credincioșilor. O biserică vie este cea cât se împărtășesc. Asta înseamnă biserica vie. Pentru că în liturghie ce ne spune Dumnezeu? Luați, mâncați, beți dintr-o acestea toți. Și ar trebui când noi nu reușim să ne împărtășim și să ne pregătim, să ne doară sufletul. Că nu putem să răspundem chemării, să răspundem chemării lui Hristos care ne spune, veniți, mâncați din trupul meu, beți din sângele meu, ca să moșteniți viața veșnică. De aceea, vă rog de tot de acum încolo, să spunem toată biserica rugăciunea aceasta dinainte de împărtășanie. Și cei mari, și mai cu seamă, cei care sunt mici și aduceți la împărtășit. Și eu vă mulțumesc. Eu mă bucur întotdeauna când îi aduceți pe cei mici, dar nu vă rezumați numai să-i aduceți la împărtășit. Pentru că vor crește mari, vor fi adolescenți și veți spune, părinte, dar nu mai vin la biserică. Ei au crescut în biserică de mici. Și eu am să te întreb, dar tu ți-ai făcut timp ca să-i vorbești ceva despre Hristos? Ca să rămână ceva în sufletul lui? Te-a văzut pe tine ca părinte, ca tată, ca mamă, să te rogi și el să învețe de la tine? Te-a văzut pe tine ca părinte să-și ceri iertare când greșești față de soția ta sau de soțul tău? Ca el să învețe lucrurile acestea? Te-a văzut vreodată? Vedeți că ei imită, să știți, ceea ce văd la noi cei mari. Și cu asta se vor duce în lume. Știți povestea aceea părintele Arsenie Buca? Că s-a dus și un copilaș micuț la dânsul, la părintele și a spus, părinte, în casa mea e iadul. Dar de ce? Păi mama îi spune, du-te celui rău, tata îi spune mamei, du-te celui rău, și mie spune tot la fel. Și casa mea, acolo unde eu cresc copil, este un iad. Deci asta învață copiii, ceea ce este acolo în familiile lor. Și să știți că eu le spuneam creștinilor din Europa, acolo unde am fost episcop, mulți plecați și de aici, din Vaslui, le spuneam, voi ce ați adus cu voi aici, în întreaga lume, credința și cinstea pe care ați învățat-o, unde? Acasă. La părinții voștri. Ați luat vreo bârnă din casa voastră? Ați luat ceva de acolo de unde veniți? Nu. Mergeți cu sufletul vostru, cu credința și cu cinstea pe care ați învățat-o. De aceea aveți grijă de copiii dumneavoastră. Vorbiți-le mai mult despre Dumnezeu. Faceți-vă timp și nu puneți nimic mai presus de sufletele copiilor dumneavoastră. Și rugați-vă pentru ei. Știți cât de frumos se spune în slujba Comuniei? Că rugăciunile părinților întăresc casele sau temeliile caselor copiilor lor. Și zic, vai de părinții care nu se roagă pentru copiii lor. Iertați. De aceea îi mulțumim Dumnezeu Sfinților Săi.
și celor care au împreună slujit părinților, care s-au strâniți să vină poate nu mai departe, poate nu mai de aproape, ca să dea un plus de frumusețe și să sporească puterea rugăciunii noastre. Îi mulțumesc Părintele Vasile pentru poftire, invitație, dar și pentru lucrarea frumoasă pe care o face și se vede aici, pe lângă biserica aceasta atât de frumoasă, dar și credincioșii care sunteți aici de față. În acest moment de praznic, în acest moment de bucurie, vă mulțumesc și pentru voastră și trebuie să vă dea Dumnezeu bucurie și multă binecuvântare în toate casele și în toate familiile. Și așa cum deja poate ați auzit, v-am învățat, dar așa vă spun, că mie mi-a plăcut foarte mult și mi-a rămas la inimă. Vă mulțumesc cum mulțumea și mie o bătrânică, eu zic că e sfântă. Nu e canonizată, dar prin viața ei a avut o viață sfântă. Când mergeam să spovedesc, să o părtășesc, trăiam în munții Apuseni, departe de mine. Făceam cam o oră jumătate, două pe jos de mers la ea, în acolo unde stătea într-o casă foarte smerită. Era din lut casa aceea, ca să vă închipiți că în secolul 21 mai sunt și case de lut, dar foarte frumoasă. Și în casa aceea se simțea mireasma rugăciunii acestei femei, care se rugau foarte mult. Și întotdeauna după ce o spovedeam, îmi împărtășea, îmi mulțumea în felul acesta, Părinte, mulțumească pe Dumnezeu că nu-s vrednică să vă mulțumesc. Și să vă pupe Dumnezeu sufletul. Asta vă spun și eu, să vă mulțumească Dumnezeu că noi nu suntem vrednici să vă mulțumim. Și să vă pupe Dumnezeu sufletul și viața. La mulți ani celor care poartă numele Sfântului Nectar, au fost doi copilași pe care i-am văzut, au venit de s-au împărtășit și au numele acestui Sfânt atât de drag între noi, cei care suntem aici la această sărbătoare. Apoi, să știți că mi-a rămas în minte imaginea aceasta atât de frumoasă și zic și îndoieșătoare a Doamnei, a tantii Anica, pare mi se așa, nu zic, care a văzut cât de greu mergea, care a venit să-L primească pe Dumnezeu. Așa cum putea ea, la vârsta pe care o are dânsa, vine să-L primească pe Dumnezeu. Păi noi, cei care putem să mergem, ne dă Dumnezeu putere, poate că nu reușim să ne apropiem întotdeauna așa cum se cuvine. De aceea, eu am primit mai multe flori, vă mulțumesc pentru ele, și vreau să le dau mai departe, dar în dar se face rai. Sper ca unde mai merg să mai primesc, că poate vă veți gândi episcopul acesta tot ce primește cam dă la alții și atunci nu-i mai dat, că nu duce la el. Dar eu vă încurajez să-mi dați, că dacă nu-mi dați, n-am unde să dau. Așa că am primit mai multe buchete de flori, unele le vom lăsa aici la moaștele Sfântului Nectarie. Și mă gândesc să-i dăm unei bunici, dacă este aici o bunică, și are un nepot pe care îl cheamă Nectarie sau Nectarie. Este? Avea cineva, da? Tantiliana. Deci să vină Tantiliana. Tantiliana Bălăra. Așa. Să vă curați de nepoțel și să-i povestiți viața Sfântului Nectarie. Sau poate i-ați povestit. Să vă ajute. Pentru Tantiliana. Pentru Tantiliana. Pentru Tantiliana. L-am văzut. Tatăl este acolo în spate, eu deja știu. A venit cu copilașul, cu cel mic l-am împărtășit. L-am înțeles. Tot dragul. Și celălalt buchet. Să dăruim... Stați să... Cine vine de la 250 de kilometri? Este cineva care... 300, ridicăm puțin. Este cineva de la 300 de kilometri? Nu. 250?
ceva pentru această vizor, să vă ajute Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vedeți că n-ați venit degeaba. La mulți ani, cu multă bucurie și Domnul să vă ajute și să vă binecuvânteze. Și iertați-mă. Mulțumesc, Părinte, mulțumesc grupului Psalm, că e tot omit. Ei cântă atât de frumos, ați văzut ce ambianță de liniște, de plăciune, creează prin cântare pe care ei o aduc lui Dumnezeu. De aceea le mulțumesc foarte mult și părinților și grupului Psalm. Cred că este al protoieriei. E ce bogată protoieria asta. Îi mulțumesc Părintele Protopop și tuturor părinților. Domnul să ne ajute. Iertați-mă.